Localitatea buzoiană Vâlcelele este renumită pentru culturile întinse de pepeni, iar producătorii de aici își vând marfa în tot județul. Unii scapă de pepeni încă de pe câmp, alții îi vând în piețele din Râmnicu Sărat și Brăila sau la colț de stradă. Sunt și săteni care scot la vânzare pepenii zi de zi pe drumul național 22, care face legătura între Râmnicu Sărat și Brăila. Domnul Săndel are 10 ani de când vinde pepeni la marginea șoselei și se declară mulțumit de numărul clienților care îi aleg marfa. Se caută foarte bine, că acum este sezonul de mare și este fructul verii. Deci, acum, în mai, iunie, iulie e cireașa. Acum, sezonul este a pepenelui. Producătorii spun că au grijă ca pepenii vânduți la marginea drumului să fie proaspeți. Ei adună dimineața cantitatea pe care știu că o pot vinde, astfel încât să le ofere celor care opresc pepeni de calitate. La dumneavoastră. Foarte mulțumiți! Eu am tarlaua aici în spate, pot să vă arăt, nu-i nicio problemă. Am baraca aici și-a făcută, poate să stea la umbră, poate să... De câți ani sunteți aici cu pepe? De 10 ani. Sătenii din localitățile de pe drumul național 22 vând la poartă și legume de sezon, precum roșii, ardei sau vinete.